primarul Florea a consumat un mandat și nu a putut să facă măcar trotuar aici, ca oamenii să poată merge liniștiți. În schimb, peste drum s-a făcut Liberty Mall și aici au făcut parc. Cum să ajungă oamenii în parc dacă își pun viața în pericol aici, în intersecția asta? Vrem trotuar, vrem intersecție. În fosta cale ferată trebuie făcut ceva, spațiu verde, pietonal. Că altfel degeaba ai făcut fontana aici dacă vine omul în parc punându-și viața în pericol. Sperăm că o să curgă țâșnitoarele astea și la vară, nu? Să împrospăteze aerul, că acum nu prea e necesar. Șuruburi pe afară. Pericol pentru copii care mișună pe aici. Terenul de joacă pentru copii vraiște și distrus. Ori încă nu-i terminat. Nu vă mai spun că șantierul ăsta dezgolit poluează în draci cu plastic de acela expandat, care plastic ajunge în sol, în apă și în aer, iar din aer, dacă e foarte mărunțit, răzbate în plămânii noștri și ne-i cam distruge. Am venit în parc să ne relaxăm și ne-am luat o travă. E și o toaletă acolo, dar nu sunt sigur că funcționează, pentru că e băgată într-o zonă fără acces sau cu acces limitat. E din stradă, e din benzinărie și e cu lacăt, nici măcar nu e pentru public. Deci publicul n-are toaletă în parcul ăsta, trebuie să se ducă la mall peste drum. Da? Copiii, ca să se ducă la toaletă, trebuie să traverseze o intersecție aglomerată. Să-și pună viața în pericol. S-au gândit cu curul. Dar se poate repara.